Șoferul a pierdut controlul mașinii din cauza vitezei și a intrat în poarta unui localnic. Vecinii susțin că în acea zonă au existat mai multe incidente de acest fel în ultimele săptămâni. Șoferul neatent va fi nevoit să plătească o amendă contravențională. Evenimentul rutier s-a produs din cauza neadaptării vitezei la condițiile de drum. Conducătorul vehiculului a pierdut controlul asupra volanului și a ieșit în afara părții carosabile, oprindu-se în curtea unui imobil. Din fericire însă, din acest eveniment rutier nu au rezultat victime, ci doar pagube materiale, motiv pentru care polițiștii au aplicat o sancțiune contravențională celui vinovat pentru neadaptarea vitezei la condițiile de drum. În urma incidentului nu au rezultat victime.